Deci am spus că știu că Târgu Mureș este echipă periculoasă, am spus. Dar eu acum pot să spun adevărul. Am mințit în sensul că nu mi-era frică de Târgu Mureș, mi-era frică de jucătoarele mele. Câștigase 3-0. Ieri a fost așa un meci de familie, ușor, locul 4, noi locul 1 și uitați-vă. Era cât pe ce. Credeți că în setul 3 ați fi putut face mai multe schimbări, mai ales că preluarea a scârțâit cam tot? E posibil, da, e posibil. Adică nu vă contrazic și în schimb setul 3 sau setul 4? Nu? Setul 4? Nu, setul 3. Când cu Sabina 23-21 n-ai voie să greșești la scorul. N-ai voie. N-ai voie. Chiar dacă s-au făcut două puncte pe potocar. Deci n-ai voie să greșești la scorul. De-aia nu este, unde ar trebui să fie Sabina. Uite, în momente de genul ăsta ne tremură mâna. Și nu, fără ei. Adică n-a dat-o. Hai, ce-o fi, o fi. Ei tremură mâna, asta este. Ce mă arată faptul că și în finala de cupă, și acum în semifinală, și în alte meciuri din Liga Campionilor, reușiți să câștigați în taie? Înseamnă că suntem pregătiți foarte bine. Glumesc, da. Glumesc, da. Nu, glumesc. Nu, știi ce se întâmplă? Nu. Conștientizarea pusului de valoare. Da, vedeți, contează. Contează și meciurile din Liga Campionilor, cum spuneți dumneavoastră, contează și alte meciuri pe care le câștigăm 3-2, echipa își dă seama că are forță și că nu cedează. Asta este meritul echipei. Este realitatea asta. Este meritul echipei. Pe bun. Adică nu cedează. Și când se concentrează, e greu să le bați. De exemplu, astăzi arma noastră cea mai bună n-a mai fost cea mai bună, blocajul. Nu. Chiar...